Așteptați zăpadă, știu, însă nicio șansă până la sfârșitul acestui an. Bine v-am regăsit, vremea se află din nou într-un proces de încălzire. Haideți să vedem cum arată temperaturile. Soarele este prezent pe cer în mai toate regiunile țării. Excepție fac unele zone din nord, nord-vest și centru, unde se mai strâng norii și e posibil să plouă slab. Temperaturile sunt mai ridicate decât ieri și discutăm din nou despre valori termice mult mai ridicate decât cele specifice ultimelor zile din luna decembrie. Prin sudul țării se înregistrează 13, chiar 14 grade prin unele locuri. Cald și la munte și zăpadă doar pe creste. Nu prea sunt șanse să vedem ninsori ca în povești prin stațiuni. Din loc în loc, cel mult se strâng norii și va ploua slab. Minus un grad avem în Ceahlău, 8 grade la Păltiniș, iar la Stâna de Vale termometrele indică undeva la 4 grade. În capitală, soare și o temperatură de primăvară. În centrul orașului se înregistrează 13, poate chiar 14 grade. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru astăzi. Sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Cu date noi vă aștept după telejurnalul Orei 20. Pe curând!